Bună ziua, dragi copii! Sunt Florentina și astăzi ne vom continua călătoria în lumea emoțiilor. Și astăzi vom vorbi despre frică. Știe cineva ce este frica? Da, așa este. Frica este o emoție și este tare neplăcută. Am să te rog acum să colorezi, așa cum îți dorești, planșa alăturată. În stomac, parcă se ascunde, simți cum frigul te pătrunde, clănțăni, inima ție mică, ce emoție e? Ai ghicit? Da, e frica. Acum, am să te rog să desenezi o față speriată în imaginea alăturată. Cum sunt ochii feței speriate? Dar gura! Ai terminat de desenat? Seamănă desenul tău cu cel alăturat? Dacă da, hai să mergem mai departe. În care din situațiile de mai jos te-ai simțit speriat? Nu ai fost invitat la ziua celui mai bun prieten. Doamna învățătoare te-a lăudat pentru că ai desenat frumos. Ai văzut un animal de care ți este teamă? Un coleg te-a împins și ți s-a spart stiloul. Dacă ai ales a treia variantă, ai ales corect. Haideți să vedem în ce situații putem fi speriați. În imaginea alăturată este un copăcel al fricii desenat de un copil. Desenează și tu un copăcel în care să treci toate situațiile în care ți este frică. Acum, desenează un copăcel al curajului ca cel din imaginea alăturată. Și apoi, gândește-te la ce te-a ajutat pe tine să nu-ți mai fie frică și să te liniștești. Pune desenul cu copăcelul curajului undeva la vedere, în camera ta, și ori de câte ori ceva te sperie, uită-te la el și adu-ți aminte ce poți face ca să nu-ți mai fie frică. Haideți să vedem, oare ce se întâmplă în corpul nostru atunci când ne este frică? Avem o transpirație abundentă, inima ne bate mai repede, simțim un gol în stomac, avem un tremurat, simțim fluturi în stomac. Tu ce simți când ești speriat? Unde simți asta în corpul tău? Desenează în imaginea alăturată unde simți tu frica. Acum vom citi o poveste despre frică. Fred era un șoricel care trăia într-o gaură din peretele unei case. În fiecare dimineață când se trezea, se uita cu poftă spre sandwich-ul cu brânză, de care era frică să se atingă până când nu se lumina afară. Lui Fred îi era frică de întuneric. Altor șoricei le era frică de câini sau de pisici. Auzise că oamenilor uneori le e frică de șerpi sau păienjeni. Însă lui era frică de întuneric. Seara când se punea în pat și mama îi stingea lumina, simțea cum îngheață de spaimă. Degeaba îi explica mama că e în siguranță și nimic nu îi se va întâmpla. Fiindcă lui Fred îi era frică în continuare. Și dacă lăsa becul aprins, frica era parcă mai mare. Prea multe umbre apăreau pe pereți, iar la fiecare mișcare părea că ceva necunoscut se îndreaptă spre el. Problema era că dacă până nu de mult putea dormi cu părinții, acum toată lumea îl considera suficient de mare încât să doarmă singur. Într-una din dimineți, Fred l-a întrebat pe prietenul lui, ursulețul Filip, dacă sunt momente în care este foarte frică. După un răgaz, Filip i-a spus: mi-e frică uneori că borcanul cu dulceață se va termina. Fred își zise că nu e chiar același tip de frică și că nu pare
Chiar așa gravă ca teama lui de întuneric. Și ce faci când ți-e frică? Păi mă duc să verific dacă mai este dulceață. Dacă este, știu că nu are de ce să mai fie frică. Nefiind sigur că răspunsurile lui Filip l-au ajutat prea mult, Fred s-a dus și i-a adresat aceeași întrebare pisicii Tabby. La fel ca toate pisicile, uneori mi-e frică de câini. Deși pot fi prietenă cu ei, se întâmplă ca unii câini să își dorească să te sperie sau să-ți facă rău. În unele cazuri, e bine să-ți fie frică de câinii necunoscuți, fiindcă nu știi dacă poți avea încredere în ei. Frica te ajută să te mobilizezi și să fugi la momentul potrivit. Uneori, frica îmi dă energie și mă ajută să mă protejez. Cred că trebuie să înveți care sunt lucrurile și situațiile în care este bine să-ți fie frică și care sunt cele în care nu te ajută cu nimic. Spre exemplu, deși sunt pisică și pisicile de obicei visează să-i mănânce pe șoarici, noi doi suntem prieteni, nu-i așa? În seara aceea, când Fred s-a dus în pat, i-au apărut în minte o mulțime de gânduri și frânturi din conversațiile pe care le-a avut pe parcursul zilei. De ce era frică? Putea să-și verifice camera la fel ca Filip, să vadă dacă e vreun motiv de îngrijorare în cameră? Putea să ia exemplul pisicii și să facă deosebirea între o amenințare reală și una doar închipuită? Care era de fapt adevăratul risc? Dacă exista, ce putea face? Dacă nu era niciun risc, de ce nu ar putea să se liniștească? Putea să își spună că frica va trece în scurt timp. Oare ce a făcut Fred pentru a depăși teama de întuneric? Tu ce crezi? Morala poveștii. Frica nu este o emoție rea. Ea ne avertizează de posibilele pericole și ne ajută să găsim soluții pentru a le depăși. Atunci când ne este frică, este bine să verificăm dacă teama noastră este justificată, dacă există un pericol real sau doar ne imaginăm. Acum, am să te rog să realizezi corespondența potrivită între imagini și emoții și să-mi spui care imagine este despre frică.